deschiderea expoziției de restaurare românească în pandemie și post-pandemie. În fața dumneavoastră puteți să vedeți 28 de panouri care prezintă activitatea de restaurare și nu numai, din cadrul a 4 instituții muzeale. Este vorba de Muzeul Țăranului Român, Muzeul Bucovinei, Suceava, Muzeul Culturii Dacice și Romane de la Deva și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Lângă acestea patru se alătură și instituția noastră cu activitatea de restaurare pe care am desfășurat-o de-a lungul timpului. În sala adiacentă avem prezentate 5 panouri care abordează studiu asupra materialelor utilizate în construcții. Este vorba de lucrarea unor studenți din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Micu, sub îndrumarea doamnei lector, arhitect, lector universitar, Laura Andreea Dobrescu, pe care o așteptăm atunci când va putea vinsa. De ce sunt importante aceste panouri alături de cele de restaurare? Deoarece înaintea restaurării și a operațiunilor de restaurare se realizează studiu asupra materialelor, studiu asupra tehnicii de execuție, ceea ce pentru noi este un pas de înaintare a activității ce urmează să o desfășurăm noi ca restauratori. În cadrul expoziției, pe lângă cele 5 panouri despre care am vorbit acum, celelalte 23 de panouri conțin atât prezentarea activităților de conservare, de restaurare, cât și investigațiile ce se realizează înaintea operațiunilor de restaurare. Sunt prezentate restaurări asupra materialului ceramic, asupra metalului, asupra pieselor de textile, asupra suportului papetar și picturilor și asupra monumentelor istorice. Expoziția pe care o vedem este începută la Vălenii de Munte, în cadrul cursurilor de vară pe care Universitatea Populară Nicolae Iorga le desfășoară și aceasta a fost inițiată de către doamna Petronela Fodea, expert restaurator metal-ceramică și șef al secției Laboratorului de Restaurare din cadrul Muzeului Țăranului Român, președinta Asociației Conservatorilor și Restauratorilor din România. Mare parte a participanților din această expoziție, ce expun aici, sunt membrii acestei asociații. Aș dori ca și dumneavoastră să spună câteva cuvinte. Mulțumesc mult de tot. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului manager pentru faptul că ne-a deschis și ne-a primit cu această expoziție itinerantă. Într-adevăr, timpul a fost foarte scurt, de la propunerea mea și până la realizarea acestui eveniment. În al doilea rând, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, doamna doctor Gabriela Radu, mulțumesc din suflet. Iar nu în ultimul rând, aș vrea să vă ofer o diplomă de onoare pentru toată activitatea pe care o desfășurați din partea Asociației Conservatorilor și Restauratorilor din România. Mulțumesc! Eu ce pot să vă spun decât că vă mulțumesc în chip deosebit pentru faptul că ne-ați invitat. Așteptam de mai mult timp o invitație de la Casa Abramidă și iată, în urmă avem aprilie 2 și astăzi și mâine. Și am avut bucuria să-mi desfăt o chip cu aceste lucrări frumoase de restaurare, multe dintre ele și cu tente bisericească, cu tente religioasă. Și într-adevăr, restauratorii depun o muncă deosebită, o muncă frumoasă, care de cele mai multe ori este răspătită așa cum se cuvine, mai ales pentru cei care reușesc să restaureze obiecte de cult sau obiecte vechi pentru ca să le aducă din nou la viață și să le expună după aceea în muzeu. Ne bucurăm că suntem împreună și iată pandemia aceasta ne-a mai învățat și pe noi ceva, și pe oamenii bisericii, pentru că am văzut vreme de 2 ani de zile, mai ales un an de zile când a fost pandemia cu lockdown-ul,
ce însemnează să fim o biserică mare cu Dumnezeu și cu Sfinții, la Paște și la sărbătorile de săptămâna mare, să stăm singuri în biserici, dar ne-a mai învățat și în același timp să fim mai uniți între noi. Și iată că expoziția aceasta arată ce s-a putut face în pandemie și în post-pandemie din partea restauratorilor, pentru că și ei au avut timp mai mult și ei s-au plecat cu mai multă abnegație și cu dăruire asupra obiectelor care le-au dat viață și le-au readus din nou în amintirea noastră. Noi cu, cel puțin eu personal și cu copiii atunci, avem o relație deosebită cu Muzeul Țăranului Român, cu domnul director Niculescu, și ne bucurăm că astăzi am putut fi împreună aici la dumneavoastră, vă felicităm și rugăm pe Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze și pentru faptul că suntem la începutul lunii august, începem și postul Sfintei Marii, să ne ajute Dumnezeu un post ușor și binecuvântat, iar Maica Domnului să ne ocrotească, ca peste două săptămâni să putem ajunge la sărbătoarea Domnului Maicii Domnului, Paștii de Verii, cum o numesc grecii. Până atunci, toate cele bune și încă o dată felicitări și organizatorilor, și celor care au venit de aproape sau de departe, să ne încântați cu astfel de lucruri frumoase și, cum se zice la noi în Ardeal, Dumnezeu să vă țină dar, ca să mai puteți să mai restaurați și de astăzi de înainte, pentru că, într-adevăr, patrimoniul nostru cultural, românesc, dar și bisericesc, are nevoie de oameni cu dăruire pentru restaurarea lui și după restaurare, pentru ca să fie cunoscut de cât mai multe lume. Vă mulțumesc! Și domnul manager al institutului nostru. Da, poziția voastră, stimați invitați, dragi colegi, trebuie să recunosc că am avut un pic de surprindere această expoziție, pentru că ultima oară am fost plecat. Dar am fost oarecum surprins că restaurarea poate aduce astfel de expoziții, deoarece, în ultima vreme, din păcate, toată această categorie de cercetători, pentru că sunt cercetători, se află într-un impas. Datorită salariilor mici, mulți tineri, de fapt tinerii, nu mai vin să continue această meserie. Și iată că și noi, la Crucea, ne aflăm într-un impas și din spatele nostru, când vine cineva, cum e colega noastră de aici, cum trebuie să ne bucurăm, că avem tineri colegi, mai ales în domeniul restaurării, un domeniu foarte, foarte important pentru protecția și protejarea patrimoniului, dar din păcate foarte, foarte prost plătit, după cum bine știți. Eu sper, în calitate de beneficiar direct al activității dumneavoastră, sunt arheolog și dacă mă uit bine cât timp v-ați găsit chiar de noi la Jijila, pe care nu m-aș fi văzut așa întreg dacă colegii noștri de la restaurare nu ar fi muncit să-l întregească. Sper ca lucrurile să-și revină la normal și să deveniți iarăși mulți și bucuroși de ceea ce faceți și mulțumiți din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc pentru invitație. Sper ca multă lume să vină să vadă ce poate face un restaurator și poate așa să convinge și autoritățile că trebuie făcut ceva în domeniul acesta. Vă mulțumesc! De la Muzeul de Arte, care m-au ajutat enorm în toată activitatea desfășurată. Mulțumesc colegilor care au fost prouți și într-un timp atât de scurt au reușit să rămeze. Mulțumesc Ane Maria Dincu, ce a fost o forță, i-a reușit să rămeze, să realizeze afișul, invitația. Mulțumesc doamnei Anis Georgiana Funaru, care a făcut distribuirea invitațiilor și promovarea evenimentului în media și care mi-a fost tot timpul alături. M-au ajutat la transportare imediat. Mulțumesc instituției pentru faptul că ne-au ajutat și imediat, ne-au acordat tot ceea ce am avut nevoie. Totul a început într-o discuție pe 16 iunie la Deva, la conferința acolo, și am zis hai să facem. Și atunci am venit pe 15 iunie, am venit cu afișele. Dar astăzi avem o expoziție atât de frumoasă aici în față. Am dorit să punem în evidență tocmai ceea ce domnul manager spunea, activitatea pe care noi nu o vedem. Ei rămâne în spatele obiectelor frumoase pe care le vedem în vitrine. Ele nu vin așa. Puteți să vedeți ceea ce spunea dânsul. V-ați descoperit la Jijila, a fost premiat la Craiova, am trecut la salonul de restaurare. A venit în 100 de bucăți.
Nu cred că s-ar fi bucurat cineva să-l vadă într-o vitrină fix așa, 100 de bucăți pline de pământ. Nu. Ceea ce vedem în față este un vas cu adevărat și multe, multe alte piese vin în aceeași situație. Da, restaurarea aduce prea puțin bani în zona bugetară. Restaurarea cere bani, e adevărat, dar pe de altă parte restaurarea oferă patrimoniu, oferă istorie. Restaurarea nu oferă ceea ce avem nevoie de rădăcini. Ceea ce avem nevoie să ne regăsim. Dacă noi nu ne vom găsi, suntem precum copac fără rădăcini, încă de la cum am ales din. Dar ce este nevoie de restaurare? Pentru a păstra ceea ce alții ne-au lăsat prin urmă, pentru a învăța din ei. Mai mult sau mai puțin. Greșim, învățăm și din chestii negative. Nu e nicio problemă până la urmă. Dintr-un lucru care nu este făcut din punct de vedere tehnologic bine, învățăm că la viitoare cel care lucrează să nu facă așa. Și asta este tot o învățare. Mulțumesc domnului Paul Tocani, care ne-a imediat în momentul care a venit și a zis, vrem să facem o expoziție. A fost zis, cum se face? Bineînțeles că se face. Și colegele imediat m-au găsit un loc, un spațiu, să putem să aducem această expoziție și să animăm și un spațiu deosebit. O casă restaurată la Râmbii, care a beneficiat de activitatea restaurată. Vă mulțumesc și doresc ca părerile dumneavoastră puteți să le transmiteți verbal sau avem o conică pentru părerile dumneavoastră puteți lăsa acolo cu privire la expoziția noastră. Astfel ne putem îmbunătăți. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Yeah.